O dormit în ambasada Rusiei, înțelegi? Placa l-a chemat la Miami, o băut șampanie de anul nou, așa l-a îmbrăcat turistul, s-a dus la Erdogan pe acolo, al caută Renato, a zis că e pașapoartele, este 5-2 care au zis, băi, vă stați seama, voi îmblați fugari, ea că e electricul ăsta. Înțeles că șor... nu la Miami, dar la Muntele Atos s-a întâlnit cu placa. Păi, dar nu știu, când a fost Dodon la Muntele Atos, ne-am spune că fior s-o cânta mai ceva ca Mozart la pian. Îți dai seama și ce înger când a venit cu așa. Băi, Goraș, uite ce vreau să spun eu, le-am spus la toți ăștia din sat, din rădinii vechi, că zic, dacă Dodon dă împrinierii lui Fidiuș la Ungheni, tu îți dai seama că acolo e zona economică liberă și încă verde așa. Așa e zilioana e dorogă, știi prut. Concret, noi aducem, uite la tractor, noi zavod, vrabie, tu mă vezi? Tu ai fost primar de Ungheni, ai fost șef la vamă, uite câte ministerii tău, dar ești Fidiuș și faci. Și la Ministerul Apărării mai timp că a fost. A fost la Ministerul Apărării, a fost la Serviciul Vamal și ministrul pe administrare publică. Numai când hop atunci a venit ăsta Iordan cu mănușa și ei roșu și nu a dat trandașiri când trebuie să împrăște 300 de mii de trandașiri ce făcute Iordogane. Ăsta Ior... ăsta... Iorga... cum ai zis ea? Iordache, ia că, des? Am încurt, te-o filmat așa, ți-o pus cameră de astea. Păi v-ați filmat, v-ați făcut de cacă, placa i-o pus l-o filat prin avion, s-o măritat cu Angela asta gonță, le-a scat viața la oameni, înțelegi? Voi tăieți-mă pe anglii și roșii pe la toalete, înțelegi? Viceuri, înțelegi, cu tentă și cu caracter politic. Ați pus niște copii și ați făcut abijină, înțelegi? Eu și fost în locul lui Șarovicu ăsta, Igor Claus, ăsta Igor, Tiz, Chiosca, nu mai... Eu cred că următorul președinte, nu ca să mă auto, înțelegeți, înaintez, dar eu am spus, dacă era, vreau să spun că înregistrat Partidul Verde, ecologist, ca reprezentant în cursa asta electorală, chiar îi dădem lui Marinuța un vot. Credeți-mă! Îl înaintam și dădem așa, știi cum, usate, eu zic că doar să-mi taie mâna de morgă, să mă duc semneze, nu știu ce acolo. Dar eu vreau să spun că pe altcineva eu nu văd, băieți. Dintre aceștia 8 candidați și pretendenți la funcția de președinte a Republicii Moldova, și trecem la Maia Sandu, da? Ați văzut și fășia și pe internet și pe YouTube, fășia rău de tot și au jucat drașa acolo la Sadova. Și cum au făcut-o? Și Maia Sandu, și fără țâță, și... O discriminat-o totalmente, vă dați seama. Maia Sandu, uite, o spun cu fermă certitudine. Votul este un vot secret. El nici nu se spune pe cine să alegi. Voi principal și nu vă urcați în pod, îți dați cu făină pe cei care înțelegeți, ca în filme, înțelegi? Care votează. Dar eu știu pe cine să votez. Știu cum să stric buletinul de vot. Eu am spus-o, el costă 20 de bani, așa au arătat la tirajul ăsta, la tipografie. Voi niciunul nu întruniți condițiile. Voi, poftim? 9 bani. 9 bani. 9 bani. Nu, e cam mult, eu nu știu ce costă așa mult. De atâta îi strângam în maculatura din oraș, înțelegi? Să vede că ei totuși să asocieze cu verzii ecologiști și probabil să facem o leacă de curățenie. Nu se împrește. Despre șalași Nastas. Ai tu cu nouă căs, pe strada asta Andrei Vânaru. Tot mândriești și ala acolo, jalnic, și-ți discut eu. Ministrul de interne ai fost tu, iar în cabinetul ăsta Sandu. Ai venit în văzdușnă formă acolo, în ședința guvernului. Ți l-ai numit pe cumătru ăsta Gheorghe Balan, șef la EGP. Băi, uite cât banditism e între voi. Și voi vreți cu tu cu nouă casă declarate. L-ai adus pe fratele Vasile în Parlament. Andriuha, tu trebuie să aduci mai întâi acele două, vreau să spun că bile mari de la memorial, de bronz, care ele s-au furat pe timpul tău. Să vine și cu umorul ăla de pe Titulescu, cu doamna și ei, că am înțeles că ai făcut interpelări pe la Germania pe acolo. Și niște atâi fugiți, țochii ăștia prin Germania. Nanaș, nu știu. Băi, Andrei, eu și pot să spun, e greu la tine, tu înțelegi, tu ești pe 6 august născut, eu sunt pe 12, tu îți dai seama diferența între noi de un an. Eu, mai multe murdărie și după fiecare, nu știu cum, interviu pe care l-am dat, eu am spus de fiecare dată. Când voi ați venit și lumea v-a dat această șansă, această ocazie ca voi să vă arătați cine sunteți, voi ați făcut coaliții cu socialiști. Ia ca guvernul Sandu. Un cabinet de babi, numai Olesia Stamat era mai tânăr și eu trăgem șansa uitându-mă, vreau să spun că iarăși din nou cu destulă mâhnire în emisiunea asta care a fost săptămâna trecută în profunzime la Lorena Bogza din Piatra Neamț. În Piatra Neamț eu am lucrat Lorena Bogza și cunosc și alte detalii și despre dumitale ca jurnalistă, ca prezentatoare această emisiune, dar nu în zadare poartă denumirea în profunzime. Mergi până în adâncul adâncurilor și mie îmi place că
ești o persoană foarte documentată, cu toate că ești româncă, dar Lucinski ți-a dat perioada respectivă atunci cetățenie Republicii Moldova și vreau să spun că îmi place cum îți bat joc de dânsă emisiuni. Totalmente. Și acum când am mai venit în platou, în studio, vreau să spun că acel Ștefan Gligor, care eu îl stimez, vreau să spun că din toate punctele de vedere, pe acest băiat, pe acest jurist, pe acest avocat, care el a fost în acest cabinet Sandu, înțelegeți, și el s-a înscris pentru sii nou procurori la funcția de procuror general al Republicii Moldova. Nu știu, eu chiar gândeam, el are stofă, are ținută, dar să vedeți ce minte are. Eu mă gândeam că aici a precis placa tu de-am stătiei la 13 de mult. Drugul Island Electric care pune lumina pe satișor, da? Drugul care l-a dat în anul 3 de facultate afară, înțelegi? El pe banii lui Miron Șor, înțelegi, fugarul ăsta care a venit cu Violeta și că Ivanov, că i-a spus placa. Eu pe Violeta și fă-ți o fotografie, așa, făceți în premoi efir. Băi, de ce bani? Uite, îmi pune o întrebare, acele magazine sociale, Mirișor, îmi tu strângi buletinile de pensat, le dai orez de ăsta de pe la bază, îi ademenești așa și și gândești că ăsta e felață, discuți despre chiloți, despre crembuști. Și ăla trebuie să întoarcă înapoi la 13, înțelegi? Că nini rușine de Tudor Deliu. Eu am fost profesor la Academia de Astrare Publică, stimă și respect, dacă s-a băgat într-un partid de ăsta căcășos, pele de mie, înțelegi? Unde a fost și Maia Sandu și eu a venit fetișoara asta, eu m-am întâlnit cu dânsa în casa presă, era cu un rubzac și pe cabluși în roche, așa splatinează cam ușa schiși în lift jos. Era, știi cum spune, cam, cam greu de dânsa. În și sens, din cauza că eu am văzut a cui interes el a reprezentat, cine a semnat, cine a ieșit pe timpul ei cât eu a fost la guvernare, cine a fost ministrul justiției atunci. Și că uitați, poftim, noi alegem în ziua de azi următorul clan mafiot și banditesc în Republica Moldova nu o să dea înainte. Eu am spus-o și am repetat-o din cauza că, pomenind de această jaletcă, și nu gândiți că mi-a dat-o Renato Usată, mie mi-a plăcut într-un interviu când a cerut și el jaletca de la cineva și a zis, adă-mi te rog, jaletca că tot o schie albastră și nu știu ce, poate ei cliesc. Corect, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Vreau să spun că lumea își dă foarte bine, lumea își dă foarte bine seama tot ce se întâmplă, deja se discută că sunt pregătite buletinile pentru a doilea tur de alegeri, înțelegeți? Deja de-am, cred că astea câte bănuți, dacă ăștia nu, astea cât 450 și uite, nu. Vladimir Niclaș, eu tot discutam de pădure aici, știi, ne-am adus aminte de niște chestii, cum ați cumpărat voi pădurea la Țiganca, cu 4 lei și 80 de bănuți hectar. Vă dați am, acolo buletine de vot. Drugul ăsta, pe timpul lui Ghimp, tot pământean de neu, de ungheri, care el cu fabrici de mobilă se fotografia prin papură, cu pălării, a fost fugar și aista. Știți despre cine vorbesc, da? Chirinciuc. Deci nu mă miniști, eu mă uit amul la morda asta, poate folosesc un cuvânt predur, dar fiețele astea lor a zâmbăreț, când le vezi al lui Țicu. Tu cui pădurești Țicu lăpșile și le? Băi, ții nu ții rușine. Eu încă o dată spun, ții nu ții rușine, că tu ești o mascotă. Și am spus, alu Plahatniuc, te zic și eu ca lui Dodon. Eu am spus de mult că tu ești alu Dodon. Dar și Dodon vreau, nu Plahatniuc. Eu vreau să spun un singur lucru. Că Renato Usată îi va ține pe în buzunarul ăsta de la spate. Tăți sunteți în buzunarul de la spate. Nu alu Plahotniuc, dar să-l usată-i. Eu am spus-o și am repetat-o. Că Usată-i, dacă el se ține de cuvânt,